am regrete vis-a-vis de mine ca femeie, pentru că ar fi trebuit să mă respect un pic mai mult pe mine la un moment dat. N-am prea știut cum să gestionez relațiile cu bărbații din viața mea. Probabil că de-aia nici n-am avut noroc fabulos în prima parte a vieții în relațiile pe care le-am avut, pentru că n-am știut să mă apreciez pe mine. Relația cu Tavi a fost cea mai deschisă și cea mai cinstită din viața mea. Bun găsit, dragilor! Mă bucur să fiu astăzi din nou alături de voi. Se spune așa că oamenii vin și pleacă din viața noastră și se mai spune că norocoși sunt cei care reușesc să păstreze prietenii de-a lungul întregii vieți, aceiași prieteni să fie alături de ei de-a lungul întregii vieți. Ei bine, de invitata mea de astăzi mă leagă trei căruțe de amintiri, ca să zic așa, multe experiențe trăite împreună și o prietenie extrem de frumoasă care a trecut proba timpului, o prietenie care poate a avut rătăcirile ei, o prietenie sănătoasă de genul aceleia în care, chiar dacă poate nu vorbești sau nu te vezi un timp îndelungat, atunci când se întâmplă treaba asta, e ca și când nu te-ai fi văzut și n-ai fi vorbit de câteva zile. O regăsesc mereu superbă, frumoasă, cu niște ochi profunzi și pătrunzători, autentică, reală, un suflet cald, o femeie extraordinară, un om pe care vreau astăzi să-l descoperim așa cum poate nu ați făcut-o până acum. La Te Ascult, alături de mine, este draga mea prietenă Gabriela Cristea, bine ai venit! Aoleu, așa prezentare, bună, Inga! Începuse așa să mă treacă cu fiori, înțelegi, pe șira spinării. Mulțumesc frumos, așa prezentare, wow! Mă bucur tare mult să fiu împreună cu tine și la un moment dat eram în vacanță cu toții și mi-ai trimis un mesaj și mi-ai zis vreau să vii la mine la podcast. Și nici n-am stat la discuție, adică cum am văzut mesajul, ți-am și trimis mesaj și ți-am spus da, nu știu când, dar da. Adică e foarte clar, pentru că pe lângă faptul că ne întâlnim să facem treabă, ne mai întâlnim să mai și vorba aia, cum spuneai tu, de parcă ne-am fi văzut ieri, am lăsat niște lucruri nediscutate și le aveam astăzi de discutat. Ceea ce e minunat și mă bucur că ți-ai făcut timp și mă bucur că ai venit și mă bucur că, uite, simți lucrurile pe care le spun, pentru că vin din suflet și chiar e real, de câtă vreme ne cunoaștem. Vrei să spun eu? Cum a fost? Nu. Cum a fost de fluctuantă, ca să zic așa, știi, relația noastră, dar uite că facem ce facem, ne învârtim cum ne învârtim. Și tot acolo ajungem. Tot acolo, da. Mi se pare superb. Crezi în genul ăsta de prietenii, Gabi? Da, că cred mai degrabă, știi, pentru că oamenii trebuie să fie alături de tine atunci când ai nevoie. Nu așa, și ai nevoie de prieteni când ai nevoie. Pentru că prieteniile astea în care te vezi în fiecare zi, discuți la cafea, discuți banalități, mergi la shopping, mai ești la o masă și când intervine o problemă, fug. Nu, eu nu cred în ele. Eu cred în prieteniile alea în care atunci când ai nevoie de ajutor, omul ăla îți întinde o mână. Poate să fie o mână spirituală sau poate să fie o mână în adevăratul sens al cuvântului sau pur și simplu să te sune și să spună, mă, vreau să te văd, 5 minute, ne vedem, ne pupăm și plecăm. Nu e... Ăsta este genul de prietenie în care eu cred cu adevărat. Uite, m-am văzut, am fost în vara asta pe Coasta de Azur și m-am întâlnit cu o fostă colegă de liceu care mi-este și prietenă și care s-a mutat în Franța. Întâmplarea făcea că era acolo pentru că ea trăiește cu totul și cu totul în altă parte a Franței. Și venise în România înainte, n-am apucat să mă văd cu ea și știa că ajung pe Coasta de Azur și mi-a zis la cât vine avionul și a venit și m-a luat de la aeroport. Și am stat cu ea câteva ore de la aeroport și până am ajuns la cazare. Am vorbit cu ea ca și cum aș fi văzut ieri ultima oară. Și avem o prietenie și o legătură de vreo... Mulți ani. Spre 40, așa, ca să ne înțelegem. Vai. Da. Mi se par frumoase legăturile astea și mi se pare că ele sunt cele care ne țin așa cumva în viață. Și cred că e o treabă de suflet.
știi, de suflete care se întâlnesc și care au, nu știu, ceva împreună, o misiune împreună, o ceva împreună. Eu cred că nu ne întâlnim cu nimeni întâmplător în viața asta. Sunt oameni care trebuie să-ți marcheze viața mai mult sau mai puțin. Dar de la toți avem câte învățat, de învățat câte ceva, chiar și de la, nu știu, controlorul din autobuz care vine și îți taxează biletul, nu mai e cazul acum, așa era pe vremea noastră. Da, și de la ăla ai ceva de învățat. Felul în care te abordează, înveți în fiecare moment. Știi? Nu contează de la cine. Apropo de suflet, ce-ți face sufletul, Gabi? Oh, nu prea mai am timp să mă gândesc. Sincer, nu, glumesc acum. Dar, într-adevăr, sunt foarte, foarte ocupată și probabil că face bine dacă nu dă semne de revoltă. Știi? Adică e bine acolo, e unde trebuie, e cu cine trebuie, e oblojit așa cum trebuie, are balsam suficient, pentru că dacă nu ar fi așa, cu siguranță mi-aș pune niște întrebări, m-aș revolta, aș avea niște puseuri din astea. Sunt foarte ocupată, cum probabil că se întâmplă cu foarte mulți oameni în lumea asta, mai ales oamenii care au copii, pentru că nu aș fi crezut niciodată în viața mea că să ai copii înseamnă să-ți ocupe 3/4 din timp. Și poate pare incredibil, dar mai devreme m-a sunat educatoare, adică stai că nu se mai cheamă educatoare, se cheamă învățătoare. A, învățătoare, da, da, suntem da. La școală. Da. Da. Bine ați venit într-o nouă etapă. Da, și atunci, într-adevăr, sufletul meu e bine. Dacă nu se întâmplă nimic așa, sufletul meu e bine. E unde trebuie. Au fost și momente în care ți-a dat semne că nu e bine de-a da. Lungul vieții? Atunci când n-am... Ilinga, noi știm amândouă că atunci când nu ești bine, tu știi foarte bine că nu ești bine. Noi știm exact cum stăm în viața asta. Da, ne mințim. Da, amânăm. Da, ne contrăm, ne punem de-a curmezișul, sperăm să rezolvăm, să corijăm, dar nu, noi știm exact cum stăm. E puțin probabil ca cineva să nu știe cum se află în viața lui, cum e sufletul într-un moment sau altul în viață. Și au fost momente când am trecut prin încercări ca cele enunțate de mine mai devreme. Și ce ai făcut? Uneori n-am făcut nimic, am lăsat timpul să vindece, de cele mai multe ori, dar și când m-am hotărât, a fost, am întors așa foaia deodată, știi, și am trecut la un alt capitol. Și au fost multe momente în viața mea, pentru că n-am avut o viață tocmai ușoară, am avut o viață cu multe cumpene și cu toate astea am reușit să mă redresez. Și când spun că am avut multe cumpene, am avut din toate punctele de vedere, și personale, și financiare, și de carieră, și ca om. Dar important e că de fiecare dată nu știu cum am făcut, nu știu. Dacă mă întrebați care e secretul, cred că m-am scuturat de praful ăla de anxietate și m-am redresat. Ăsta cred că e secretul. Că nu, n-ai... Te trezești într-o zi și zici, nu mai pot așa, nu mai pot. Mm-hmm. Și când spui nu mai pot, din toate punctele de vedere, adică mă refer la toate capitolele din viața unui om, știi? Dacă ar fi să dai timp înapoi și să te gândești care a fost cea mai dură, cum până numești-o, dacă vrei, sau lecție din viața ta? N-am să ți-o spun pe cea mai dură, ci am să ți-o spun pe cea mai mare lecție din viața mea. Mm. Dar de ce nu mi-o spui pe cea mai dură? Pentru că nu cred că am avut o lecție atât de dură ca să poată fi enunțată. Pentru că eu cred că Dumnezeu îți dă atât cât poți să duci, nu mai mult, nu mai puțin. Și cea mai bună lecție pe care eu am învățat-o a fost în momentul în care am reușit să rămân însărcinată cu Victoria. Aia a fost cea mai mare lecție pe care mi-a dat-o Dumnezeu. Am avut un moment când m-am certat cu Dumnezeu. Pentru că la mine a fost... Tu știi.
A fost o perioadă foarte lungă și foarte grea pentru mine, perioada în care am făcut inseminările. Și, practic, un an de zile, în fiecare zi, să sper că se va întâmpla astăzi și să nu se întâmple un an de zile niciodată, da, a fost un moment în care am întors spatele și am spus, nu înțeleg. Și am zis, de acolo încolo, închei capitolul. Și cumva m-am și liniștit, știi? Și când m-am liniștit, m-am trezit pur și simplu însărcinată. Băi, a fost cea mai frumoasă palmă pe care am luat-o de la Dumnezeu vreodată, știi? Cu ghilimelele de rigoare. Pentru că mi se pare că oricât de mult ne-am străduit noi să facem ceva, toate au timingul lor. Și nu știu dacă e cineva acolo care ne calculează lucrurile. Evident că trebuie să mai ajuți și tu providența, că na, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traistă. Dar aia chiar a fost o lecție de a-mi rămas așa cu gura căscată. Știi? Aia a fost cea mai importantă lecție pe care am învățat-o în viața mea. Bine, că după aia a venit cu angoase, cu stări, cu frici, cu frustrări, cu tot ce vrei tu la pachet, că așa e modelul, dar și cu lucruri minunate. Asta e altă discuție. De lucruri minunate. Bine, și de lucruri. Știi tu cum e? Că, în general, mi se pare că noi, persoanele publice, avem tendința de a ne arăta, știi, doar părțile bune, doar părțile frumoase, să nu îi îngreunăm cumva pe ceilalți cu, nu știu, tot felul de situații. Să știi că eu fac de vreo 4-5 luni mai mult, fac un daily vlog pe Facebook, în care mă pun în tot felul de situații, știi? Și povestesc cum am trecut peste acele situații, știi? Și povestesc și de ale bune și de ale mai puțin bune. Și vreau să spun că oamenii se identifică și spun, deci nu doar noi suntem așa, știi? Pentru că poate că în momentul în care devii persoană publică, publicul are tendința de a de ridica pe un piedestal și a spune, dar n-are cum să-i se întâmple ei așa ceva, dar n-are cum să pățească ea așa ceva, dar n-are cum, adică, și cu toate astea, suntem și noi oameni, când ne tăiem cu cuțitul, când tăiem un pui, sângerăm și când suntem părăsiți sau ni se întâmplă ceva, plângem de ne sare cămașa de pe noi, adică e fix același lucru. Pentru că mi-ai zis de fetițe, mă rog, de Victoria, ai început să-mi spui ceva. Ar vrea să o luăm de la capăt cumva și să te întreb pe tine cum a fost copilăria ta. Copilăria mea a fost cu multă muncă. Eu am făcut liceul de coreografie și asta mi-aduc aminte, că munceam de dimineață până seara. Eu practic am avut un job de la 10 ani, în momentul în care m-am apucat să fac asta la modul profesional, adică nu discutăm despre, mă duceam la clubul copiilor și nu. Și munceam, aveam ore, 4-5 ore, după care trecusem la liceu și aveam 6 ore sau nu știu câte se făceau, plus minim 2 ore de studiu în fiecare zi, plus alte 2 sau uneori 4 ore de practică după. Wow. Deci, practic, un copil care face coreografie, hai să zicem, în liceu, muncește undeva cam 12 ore pe zi. Wow! Cam așa e treaba. Cum te-a format treaba asta, Gabi? M-a ajutat foarte mult pentru cariera pe care am avut-o ulterior. Și în același timp am învățat ce înseamnă să muncești. Eu sunt orcoholică, dar nu pot altfel. Adică adrenalina mea așa e dominată, că altfel n-am cum. Și m-am învățat să fiu disciplinată, pentru că altfel nu se poate. Și m-am mai ajutat cu niște multe alte lucruri pe care, de exemplu, un copil care nu studiază
genul acesta de materie, ca să zic așa, nu are de unde să capete cunoștințele pe care eu le-am căpătat. Am făcut, de exemplu, făceam în liceu materii care se predau la universitate, la Universitatea de Arte sau... și noi le făceam acolo pentru că așa era programa de așa manieră. Și cred că se fac și la momentul acesta. Din păcate, m-am accidentat stupid, dacă vrei. Adică m-a călcat o colegă pe deget în vestiar, pe degetul de la picior și mi-a rupt un deget. Și practic din momentul ăla, da, n-am avut niciodată accidentări în timpul antrenamentelor, ci am avut un accident stupid și practic acolo s-a cam rupt filmul. N-aș fi fost o prim solistă a operei române fabuloasă, dar aș fi fost o balerină bună. Ok. Dar ăla a fost momentul în care ți-ai întrerupt cumva visul ăsta. Eu am terminat liceul de coreografie și aș fi putut, cred că dacă mai caut acasă, am și acum atestatul de dans clasic, aș fi putut să fac, să profesez în domeniu, aș fi putut să fac niște studii pedagogice și să predau. Aș fi putut să fac multe alte lucruri pe care unele dintre colegele mele chiar le fac. Adina, cea despre care ți-am povestit din Franța, asta face, predă în Franța balet. Dar nu m-a atras ideea de pedagogie. M-a atras ideea de altceva, de noutate. Televiziunea imediat după Revoluție începuse să fie mai accesibilă. Era foarte greu să pătrunzi. Nu exista decât televiziunea română. Și am zis, de ce nu, de ce n-aș încerca? Îmi plăcea foarte mult Delia Budeanu. Și stăteam, mi-aduc aminte și acum, mă așezam pe un fotoliu, aveam un fotoliu la mine în cameră și mă așezam cu un ziar și așa mi-am făcut eu dicție. Am citit, citeam, mă uitam la Delia Budeanu și ziceam, mă, cum citește ea, trebuie să citesc și eu. Adică am făcut un fel de copy-paste, așa, știi? Ce tare! Și de la ea am învățat, am fost autodidactă, știi? Și după aia încet, încet am început. Am căutat mijloacele prin care să pot să ajung să fac meseria asta. Din păcate, părinții mei n-au înțeles la momentul acela. Mă rog, poate că proveneau și dintr-un mediu în care genul ăsta de meserie nu era o meserie pentru o femeie așezată de casă. Deși eu făceam dans clasic, adică cumva... Da, a fost erai în zona... Da, a fost un paradox, așa, știi? Și... Nu te-au susținut? Nu m-au susținut deloc, deloc. Doar și atunci a trebuit să fac lucrurile pe furiș. Pe furiș? Da. Da, m-am dus, de exemplu, primul contract pe care l-am avut, eram în clasa a 12-a și am prezentat prima emisiune Eurovision, faza din România, pe care spectacolul pe care l-a difuzat televiziunea română, primul. Și am prezentat împreună cu Horia Brenciu. Și am venit și eu acasă, știi? Bună ziua, bună ziua! Uite ce realizare! Și mi-au zis, nu pleci nicăieri. Și am sărit pe geam și m-am dus și am prezentat. Mamă! Da. Și... multe alte... Dar știi ce vreau să te întreb, Gabi? Cât e de greu pentru un copil să simtă că nu e susținut de părinții lui atunci când are nevoie? Eu am fost o persoană puternică. Nu știu cât de greu este. E greu. E greu că uneori, nu știu, ți se mai întâmplă lucruri. Te oftici, ai vrea să te consoleze cineva și... a avut cine să mă consoleze. Dar dacă îți dorești cu adevărat ceva și
dacă mentalitatea ta este una de învingător, mentalitatea pe care eu mi-am insuflat-o. Uh-huh. Eu am fost genul de om și de copil care s-a uitat foarte mult în jur. Okay. Știi? Și mi-am căutat modele poate mai sus decât statutul meu social din care proveneam. Și mi-am spus, eu vreau așa. Nu vreau să fac lucrurile pe scurtătură, că acum se poartă mult scurtătura. Nu. Le-am făcut așa, pas cu pas, nici nu se putea la vremea aia altfel. Asta vreau să zic. La vremea asta, da. Așa, și mi-aduc aminte că am fost pusă deseori la coada clasamentului doar pentru că nu aveam nicio susținere. Pentru că eu, practic, am apărut de nicăieri. Eu am apărut pe picioarele mele și mergeam și dădeam probă oriunde și pentru orice job eram dispusă să mă duc, să fac sacrificii, să nu dorm, să... orice. Nu întrebam niciodată cu cât mă plătiți. Mă duceam pur și simplu, făceam treaba și după aceea stăteam și analizam, am făcut bine, aș fi putut să fac mai bine, uite, aș fi putut să fac așa, știi? Și n-am avut cu cine să împărtășesc toate lucrurile astea, pentru că n-am fost înțeleasă. O dată, de două ori, de trei ori, până când la un moment dat n-am mai putut. Știi? Acum poate o să sune așa pragmatic și, da, o mai dăm și în glumă. Pe principiu, dacă nu m-a ajuns măcar, nu mă încurca, știi? O chestie de genul ăsta. Da. Dar important e că am știut că ăsta este drumul meu și mi l-am dorit atât de tare, drumul ăsta, încât am fost capabilă de orice sacrificiu. Ce frumos! Asta cred că înseamnă pasiune, știi? Da! Fix pasiune. Sau menire? Poate o împletire a celor între două. Cele două. Mm-hmm. Da. De-aia spuneam că nu e întâmplător că poate că am făcut coreografie, pentru că eu am cunoscut oameni care cumva m-au format. M-am întâlnit de curând cu profa mea de dans clasic, o doamnă extraordinară, de la care am învățat blândețea, atitudinea, calmul și eleganța. Știi? Da, recunosc. A fost unul dintre modelele mele. Și au mai fost oameni care m-au marcat, știi? Uh-huh. Nu știu dacă tu l-ai apucat pe Alioșa Stroian? Uh-uh. Nu l-ai apucat. Dumnezeu să-l odihnească. El a fost omul care și-a dat seama că am potențial și am potențial să vreau să învăț. Că erau mulți care aveau, știi, se nasc talente și mor speranțe. Da, așa. A văzut că sunt și dispusă să învăț, știi? Și atunci mă chema sau venea lângă mine la toate filmările la care eu asistam, participam și îmi spunea, uite, asta se face așa pentru că ai mai putea să faci chestia asta în felul ăsta. Știi? Și ce tare. Cumva a fost cel care a crezut în mine. Când oamenii ziceau, aia, se joacă și ea puțin de televiziune și... Eram foarte tânără, foarte frumoasă și aș fi putut să fiu o nevastă întreținută cu succes. Știi? Genul acela. Nu am vrut. Nu mi-am dorit asta. Tare. Tare. În relația cu copiii tăi acum, având în vedere ceea ce tu ai trăit, cum aplici lucrurile? Cum ești ca mamă? Încerc să fiu deschisă, negociem, și cu Iris se negociază la sânge, adică nu e, negocierea este de zici că e vreun strateg de la Uniunea Europeană sau știi? Nu spun nu, dar nu spun nici da. Le las să-mi aducă toate argumentele, îmi aduc și eu argumentele și negociem și ne oprim undeva la jumătate.
fetele mele știu că sunt frumoase, sunt deștepte și că au potențial și că pot să fac absolut tot ce își doresc, dar nu vreau să merg atât de departe cu treaba asta, pentru că nu mi-aș dori să facă parte dintr-o generație de copii narcisiști cărora li se spune tot timpul ești frumos, ești cel mai frumos, ești cel mai deștept, ești cel mai... Da, ești, dar nu ți se cuvine. Nu este meritul tău că ești foarte frumoasă. Dumnezeu te-a hărăzit așa. Tu trebuie să cultivi chestia asta și trebuie să-ți aduci și tu contribuția. Nu pică pară măleață în gura lui nătăfleață, știi? Și cam așa încerc eu să negociez. Acum, știi cum e, nu mi iese întotdeauna. 60% din cazuri mai cedez. Dar păstrez 40% ăla și cred că e rezonabil, dacă mă întreb pe mine. Un raport, mă rog, cât de cât acolo. Decent, cât de să cât zice. Decent. Da. Oricum, cred că meseria asta de părinte, și o să te rog pe tine să-mi spui, este cea mai grea din lume? Cred că nu e o meserie. Eu cred că este... E așa, o chestie din viață. Nu știu cum să o n-aș numi eu chiar meserie. Că... Cred că mai degrabă vocație. Okay. Pentru că sunt persoane care au avut curajul să spună eu nu sunt în stare să fiu părinte. Nici n-au încercat. Dar... Mai bine să fii cinstit și să spui nu sunt în stare și să faci doi pași înapoi decât să aduci pe lume un copil pe care să îl arunci de colo-colo, pentru că nu este cea mai bună variantă pentru copilul acela. E greu să fii părinte, dar nu mă plâng. Mai punem un pic de make-up ca să nu se vadă cearcănele până căzute până în gură. Dar cred că, afară de oboseală, despre care nu-ți povestește nimeni, știi? Și aproape că sunt obsedată în momentul în care văd o femeie însărcinată, îi spun odihnește-te, odihnește-te, vai, dar nu, că ce, că odihnește-te. Și femeile cred că sunt un pic pe arătură, dar știu eu ce spun din propria experiență, pentru că mi se pare că asta e cea mai grea... chestiunea de gestionat, asta cu odihna. Cel puțin noi n-am avut ajutor. Noi ne-am ajutat unul pe celălalt și când spun unul pe celălalt mă refer la mine și la Tavi. Și am avut un copil bun din perspectiva asta și un copil năbădăios. Da. Victoria a fost cea care a avut probleme cu somnul. Iris și acum doarme la prânz, și acum doarme seara, spune capul pe pernă și adoarme. Așa sunt ele, structurate. Da, diferite, sigur. Sunt diferite. Și ajunsesem la un moment dat că dacă mă așezam așa pe scaun cum stau acum la tine și aveam 3 minute, nu mai mult îmi trebuia, 3 minute, adormeam așa. Mai venea cineva, mă mai trezea, mai vorbeam, o luam de la capăt, eram coerentă, știam unde am rămas, adică... Dar te întărește chestia asta. Problema e însă că te și uzează destul de mult, atât fizic cât și psihic. Dar eu îți spun un lucru, nu te pune nimeni să faci copii. Îi faci pentru că așa crezi tu, ce șmecher ești tu că vrei să faci copil, și din dragoste. Clar. Iar copilul ăla nu are nicio vină că tu nu apuci să dormi. E fix problema ta. Și atunci, da, e complicat. Foarte complicat. De fapt, nu știu dacă e complicat, cât e obositor. Și când auzeam vorba aia, copii mici, probleme mici, copii mari, probleme mari, ziceam, sunteți nebun la cap. Păi dacă treci de asta cu somnul, nu mai ai nicio problemă. Nu. În momentul în care copiii cresc și problemele cresc, copiii învață foarte repede minciuna, asta m-a șocat, adică de la vârste foarte fragede, păcăleala, hai să nu spunem chiar minciuna, păcăleala, da, păcăleala se transformă mai devreme sau mai târziu în minciună și tu ca părinte trebuie să fii tot timpul așa în, știi, pe fază, nu cumva să te lași păcălit, pentru că o dată dacă simt că ești vulnerabil, ești mâncat pe românește. Dar te-au mințit copiii tăi?
M-au păcălit, da. M-au păcălit și fac de-astea, știi? Când nu merge la mine ceva, că eu sunt foarte radicală, imediat se duc la taică-so. Și da, noi ne-am învățat unul pe celălalt și întotdeauna, indiferent dacă un părinte greșește, celălalt părinte este de acord în prezența copiilor. După ce au plecat copiii, ne spune, mă, ai greșit acolo, n-ai făcut cum trebuie. Pentru că nu vreau să simtă vulnerabilitatea dintre noi doi și dezacordul. Pentru că acolo i-ai pierdut pe copii. E clar că te-au împărțit pe tine și pe partenerul tău și te joacă pe degete. Dezbină și cu cereșe. Exact, pe românește. Și în momentul în care încearcă pe unul dintre noi să ne păcălească, evident că îl trimitem, du-te la maică-ta, dacă maică-ta zice că este așa, e ok, dar eu nu cred că... Și... Na, Tavi știa că deja fuseseră la mine și eu nu eram de acord cu situația. Și invers se întâmplă. Dar minciuni mari nu. Nu. Încă. Încă. Sperăm că nu, pentru că vezi, faci lucrurile diferit față de cum au făcut părinții tăi cu tine. Așa e? Da, le fac diferit, dar în același timp și eu am trecut pe acolo și știu și eu unde am mințit eu. Știu și eu unde am păcălit eu, știu și eu unde am șuntat. Și cumva poate sunt un pic mai conștientă, dar ce să vezi, copiii din ziua de azi sunt mai evoluați decât noi. Și fac lucruri mai multe și mai complicate decât făceam noi. Și atunci eu le știu pe ale mele, pe care le-am trecut eu, dar nu le știu chiar pe toate. Hai să... Știi, se spune că în momentul în care... Ai dus copilul la grădiniță, l-ai dus de mână și ai închis ușa grădiniței după tine, tu nu-ți mai cunoști copilul 100%. Așa e. Pentru că uneori când îmi trimiteau educatoarele poze de la grădiniță, cu Iris, spre exemplu, care este, noi îi spunem Mugli, pentru că e exact ca Mugli din Cartea Junglei, este acest copil zbăpăiat, nebun, se urcă, se cațără, se așa. Și când îmi trimiteau poze de la grădiniță în care ea era impecabilă și colora perfect și era cu minte în băncuța ei, eu mă închinam cu 10 mâini și ziceam, ăla nu-i copilul meu. Și de-aia îți spun, adică nu, îi cunoaștem, dar... Nu în totalitate. Cum de altfel nimeni nu ne cunoaște nici pe noi în totalitate. Crezi că pentru că ți-ai dorit atât de mult, pentru că ți le-ai dorit atât de mult, asta te face mult mai tolerantă cu ele? Nu. Nu? Nu. Nu, nu mă face mai tolerantă, pentru că dacă m-ar face mai tolerantă, ar însemna să las garda jos și să tolereze azi, tolerez mâine și după aia nu e chiar ce trebuie. Adică ele trebuie să înțeleagă că și mami și tati sunt prieteni, le vor binele, dar există o limită. Noi, de exemplu, avem de rezolvat problema jucăriilor. Nu mai știm ce să facem cu jucăriile și de cele mai multe ori sunt niște negocieri din alea interminabile pentru că ele își doresc altă jucărie și altă jucărie și altă jucărie pentru că se mai uită și la televizor, văd reclame și așa mai departe. Am încercat tot felul de variante. Nu știu, de negociat... buget, de încă cu chestia asta încă lucrăm pentru că evident că trebuie să le și responsabilizăm cu banii. Nu ne-a ieșit. Nu știm cum. Cineva să ne ajute. Scrieți-ne în comentarii, vă rog, da. Mult frumos. Și eu am aceeași problemă, ca să zic așa. La fel, da. Asta cu jucăriile, cu ceva nou mereu, 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 asta e... Da, și cu capacitatea asta de 5 minute sunt interesați de jucăria respectivă, care costă enorm și după aceea o aruncă și vor alta și alta și alta. Povesteam la un moment dat că a venit cumnată mea la noi de un Crăciun
și s-a apucat să strângă păpușile LOL. Tu nu știi că ai băiat, dar... Dar știu de păpuși, ba da. Ah, ok. Cum? Păpușile LOL sunt niște chestii atât care cea mai ieftină costă 65 de lei. Mm. Cea mai ieftină. Da, cea mai ieftină cumperi una, două. În general o cumperi pe aia care costă 99. Au. Oh. Înțelegi? Și dacă s-ar putea câte o păpușă LOL în fiecare zi, ar fi perfect. Evident că nu se întâmplă așa. Dar s-a apucat cumnată mea să le adune. Și începuse să le numere. Și am zis, eu ies, poți să le numeri dacă vrei, dar să nu spui niciodată, dar niciodată câte sunt. Și a săraca a făcut niște ochi mari așa și zice, de ce? Zic, pentru că o să pot să fac calculul cât am plătit pe ele. Și nici nu vreau să mă gândesc cât am plătit pe ele. Pentru că... Și apar în fiecare zi și în fiecare zi și în fiecare zi. Deci asta cu jucăriile mă disperă. Eu aveam o singură păpușă, Arădeanca. Da, ai avut-o și tu pe Arădeanca? Da, ai seama că am avut-o. Da, și cu care nu mă jucam foarte... Și mai mi-aduc aminte de un set de ceai. Da, 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 da. Așa, cu care dacă n-am făcut atâtea fițe și figuri... Și cam atât. Cam atât, dar nu? Dar nu ți-ai fi dorit? Ba, da, da, știam că nu există. Că nu existau, adică nu fizic, nu păi te duceai la... Păi există, asta e ideea. Ce faci? Oricum... Asta zic, greu. Greu, greu, foarte greu. Greu. Pentru că consumerismul s-a extins inclusiv la copii. Și copiii sunt o categorie mare de exact. Consumatori. De fapt, nu copii, cât părinții nu. Prin copii. Păi, da, da. Da, da. Ei sunt și noi decartăm. Asta e treaba. Cum s-a schimbat relația ta cu Tavi de când ați devenit părinți? Odată cu tot stresul, cu oboseala... Știi cum? Acum sper să nu-mi sară lumea în cap, dar e cam varianta aia, înainte de Hristos și după Hristos, înainte de copii și după copii, știi? S-a schimbat radical, radical. Numai că am avut amândoi înțelepciunea, să știm că lucrurile se vor schimba și să vorbim de fiecare dată. Și mai am un noroc mare. Băi, el este de o calmitate. Doamne, deci are răbdare și mă tolerează și mă lasă să țip, să mă isterizez, să fac ca toate cele. După care vine și zice, ai, să te pup, să te iubesc. Înțelegi? Și recunosc că eu sunt cea colerică din casă și el este cel împăciuitor. Uh-huh. Recunosc că el este cel care întotdeauna împacă situația și eu sunt supărată. Dar... Că-ți și place să fii împăcată. Da, e normal. Dar ați simțit că au fost momente în care poate, uite, și el își mai pierdea din calmul ăsta și au existat o felul de discuții din cauza factorilor? Adică cum ați reușit să vă păstrați, să vă mențineți? Eu cred că am avut scop comun. Și scopul comun a fost familia noastră. Eu cred că ăsta este. Nu povestim despre dragoste, nu povestim despre toleranță, despre înțelegere, despre... Nu, am avut scopul ăsta comun. Ne-am dorit amândoi să avem o familie, ne-am dorit amândoi copii. El este disperat după fete și când spun disperat, e... Nu există. Sunt fetele lui și după aia restul, știi? Și cred că eu am avut noroc cu el. Sinceră îți spun. Eu am avut noroc cu el. Deși e mai tânăr. Da, Tavi e mai tânăr cu aproape 5 ani față de mine, dar n-am simțit niciodată diferența asta pentru că el a fost întotdeauna un tip matur. Uh-huh. În ciuda aparențelor, în ciuda faptului că el e cântăreț și are atitudinea asta de artist și așa, e un tip foarte cerebral și cu picioarele pe pământ, știi? Și a fost norocul meu, recunosc. În momentele în care făceai inseminări și a fost perioada aia, el a fost cel care te-a ajutat să te ridici? Da, mi-aduc aminte și acum. E o întâmplare
foarte, foarte dură. Când rămâi însărcinată, primul lucru ca să ți se confirme sarcina și să vadă că sarcina evoluează așa cum trebuie, medicul te trimite să faci o analiză, se numește beta-HCG, și care îți indică, nu știu, o cantitate de hormoni care se regăsește în sânge și care, în general, crește la femeile însărcinate în primul trimestru. Și așa constați cu adevărat când încă nu se vede la ecograf că ești însărcinată. Și știu că după ce făceam inseminări, la o perioadă, uite că am și uitat, vezi că le uiți pe astea, trebuia să mă duc să fac această analiză. Și am făcut-o odată, am făcut-o de două ori, am fost-o de 100 de ori, nu mai puteam, deci eram disperată. Țin minte și acum că mă duceam la laboratorul de analize, mă cunoșteau toate asistentele și erau disperate când mă vedeau, pentru că efectiv mi se colmatau venele, pentru că organismul meu refuza să mai facă analize. Știi? Și atunci mi se ascundeau venele. Mă trimiteau, dacă nu beam la apă pe holuri, pe acolo, de, știi, în speranța în care să se rezolve problema. Și eram vânătă pe peste tot până reușeau să îmi găsească o venă. Și făceam această analiză, nu știu, cel puțin de două ori pe lună, ca să zic așa. Și ultima oară când am făcut analiza asta la inseminare, așa îți dădeai seama dacă ai avut succes sau nu ai avut succes. Și ții minte și acum plecasem de la Canal D, eram undeva în spate la Crown Plaza, în Rome Expo, și plecasem, eram amândoi în mașină și el mi-a zis, ia vezi, a venit analiza. Și am deschis mail-ul, am văzut că analiza venise și am zis, eu nu pot să mă uit, uită-te tu. Și am oprit mașina pe dreapta, el a deschis fișierul și mi-a zis, o să vină o vreme când o să învingem amândoi analiza asta. Am plâns atunci, cred că el efectiv nu mai știa ce să-mi facă, nu mai avea resurse, nici el. Acolo și el a cedat. El a fost mult mai puternic decât mine în perioada aia. Și ăla a fost momentul când am zis, gata, ne oprim, pentru că nu mai pot psihic, nu mai pot fizic. Și știi când spui, gândește-te că eu totdeauna am avut oscilații de greutate. Și când tu știi că toate problemele au legătură cu lucruri legate de sănătate și când vin niște nesimțiți care te fac în toate felurile și tu ai alte probleme sufletești, a fost foarte greu, foarte greu să depășesc momentul. Adică pentru mine n-a mai contat atunci că sunt femeie, cum arăt, că lucrez în televiziune și că trebuie să am o anumită ținută fizică. Nu mai conta nimic, aș fi fost în stare de orice. Iar oamenii nu înțeleg, ei cred că dacă ești persoană publică trebuie să fii țiplă, că te trezești ca Barbie, știi? Te trezești și cade dulapul peste tine. Nu, și noi ne trezim cu părul bâlvoi, și noi ne trezim cu cearcăne și ne mai iese și cu un coș și mai avem și probleme și mai trebuie să facem și, nu știu ce, injecții, mai avem și stări de vomă, mai avem și toate sunt și la noi. Și atunci am zis, stop, gata. Nu mai pot ca om, nu mai pot ca nimic. Și am avut și o discuție atunci cu Tavi și i-am spus, dacă vrei să ne despărțim, dacă tu crezi că ai putea să faci un copil cu o altă femeie, n-o să am nimic împotrivă. Tu vorbești serios? Da. Și
El mi-a zis atunci așa, mi-a zis, când te-am luat de nevastă și când am hotărât să am o relație cu tine, te-am luat pe tine pentru tine, pentru ceea ce ești, pentru omul care ești și ok, da, îmi doresc să am un copil, dar eu am hotărât că eu cu tine vreau să fiu și dacă Dumnezeu o să vrea să ne dea un copil, o să ne dea. Dacă nu o să dorească și o să considere că nu suntem capabili, nu putem, nu să facem un copil, asta este. Dar eu cu tine vreau să merg mai departe. Dar da, am avut discuția asta. Eu am provocat-o. Te simțeai vinovată, Gabi? Mă gândeam că... Deși eu nu aveam probleme de sănătate. El nu avea probleme de sănătate, eram perfect apți să avem copii. Mă gândeam cumva că poate cu altcineva el ar fi putut să facă un copil, știi? Și uite că... Totuși nu. De-aia ți-am zis că atunci mi-a dat Dumnezeu întoarsă de nu m-am văzut. Ce frumos! Da. Ce frumos! Cred că asta e dovadă de... Știi că se zice, când ai un copil, atunci pentru prima și prima dată simți cu adevărat ce înseamnă iubirea necondiționată. Băi... Dar din câte îmi spui tu... Da. Cred că asta înseamnă din partea unui bărbat dovadă de, da, iubire necondiționată, da, pentru o femeie. Da. Și azi, dacă e să fim doar noi doi, o să fim doar noi doi. Și uite că Dumnezeu v-a binecuvântat. Da. Dar știi că el îmi zicea, mi-a zis ulterior, noi ne construiam casa la Corbeanca și hotărâsem, asta e camera copilului, știi, făceam așa niște calcule. Și în camera Victoriei, noi am făcut casa de pe un an pe altul, mm-hmm, știi? Și în camera Victoriei, practic, a fost ultima amenajată. De ce? Pentru că își făcuseră cuib doi guguștuci acolo. Și care au făcut puiuți. Cât de tare! Și au venit muncitorii și au vrut să strice cuibul și să... Și Tavi a zis nu. Construim pe lângă și lăsați-i să treacă și să-și scoată puii la lumină. Și după aceea, evident că am stricat cuibul, că și ei au plecat în țările calde, dar Tavi a zis, băi, el a fost un semn pentru Universul. Mine. Da. Eu am știut că în camera aia vom avea un copil. Și uite că s-a întâmplat. Chiar doi. Ia uite. Da. Chiar doi. Sinceră să fiu, la Iris, Iris a fost așa un bonus fabulos. Pentru că, știi cum e, noi am zis boda proste că avem un copil sănătos, totul în regulă, știi? Și am zis, după ce n-am rămas eu însărcinată, atâta vreme și a fost așa de complicat, am zis, nu se mai întâmplă. Și practic s-a întâmplat. După aia am aflat că după ce rămâi însărcinată și după ce faci un copil, organismul e atât de bine adaptat încât rămâi foarte ușor însărcinată, dar eu n-am știut. Și a fost un bonus bun. Doamne ajută! Doamne ajută! Și mă bucur mult pentru voi, Gabi. Ai zis la un moment dat, apropo de asta, că te-ai certat un pic cu Dumnezeu la vremea respectivă. Te-ai împăcat după aceea cu el? Nici n-am stat la discuție, cu brațele deschise l-am întâmpinat. Mi-am cerut scuze, mi-am făcut mea culpa, n-ai cum. Pentru că am înțeles în sfârșit expresia, am înțeles mai multe expresii de când avem copii. Una dintre ele mi-a tradus o Tavi, știi, aia din poveste cu fetele împăratului, una mai frumoasă ca alta, uh-huh, ale mele sunt. Da, da. Așa, și am mai înțeles
am mai înțeles vorba aia cu spune-i lui Dumnezeu planurile tale ca să aibă de ce să râdă pe săturate, știi? Pentru că el le așează pe toate. Cât de importantă e pentru tine relația asta cu Dumnezeu? E intimă. Vorbesc cu lejeritate, n-am nicio problemă, dar e o discuție între noi doi, așa, știi? Ne așezăm noi doi și vorbim. Și, în general, nu-i cer lucruri lui Dumnezeu. Dar? Îi mulțumesc pentru toate pe care mi le-a dat și îi mulțumesc că în fiecare zi mi-arată o cale. Îmi arată cum... Că știi, astăzi zici, bă, nu știu cum să fac chestia aia. Și te luminezi deodată. Și pentru lucrurile astea... știi, așa, când am eu timp, îi mai spun, bine, boss. Ai regrete, Gabi? Am regrete vis-a-vis de mine, ca femeie, pentru că ar fi trebuit să mă respect un pic mai mult pe mine la un moment dat. Neavând o... educație în sensul de relație și eu să încerc să lucrez la asta cu fetele mele și neavând un model extraordinar acasă, n-am prea știut cum să gestionez relațiile cu bărbații din viața mea. De ce? Pentru că eu aveam senzația că femeia este această unealtă care trebuie să se adapteze în orice situație și trebuie să fie cameleonică. Într-o relație cu un bărbat, trebuie să fii cum vrea el. Știi, acea femeie. Și la un moment dat am obosit. Și când am obosit, mi-am dat seama că oricum e munca în zadar. Și că un bărbat adevărat te va respecta și te va aprecia pentru ceea ce ești tu cu adevărat. Pentru că probabil că de-aia nici n-am avut noroc fabulos în prima parte a vieții în relațiile pe care le-am avut. Pentru că n-am știut să mă apreciez pe mine ca să-i las pe ceilalți să mă aprecieze la justa mea valoare. Și recunosc că relația cu Tavi a fost... cea mai deschisă și cea mai cinstită din viața mea. Îți place bine, nu-ți place? La revedere! Veneam după un divorț dureros și am zis, dar ce am de pierdut? Ce am de pierdut? Dacă mă place, bine. Dacă nu mă place, asta este. Merge mai departe. Și ce crezi? A fost cea mai bună decizie pe care am luat-o în viața asta. Da. Și dacă cineva mă întreabă care e secretul, ăsta e secretul, să fii natural. Dacă vrei să plângi, plângi, dacă vrei să râzi, râzi, dacă ai chef să fii într-un fel, fii într-un fel, extrovertește-te față de partenerul tău și o să vezi că ai numai de câștigat. Sau dacă nu, înseamnă că nu e cine trebuie lângă tine. Mai era o vorbă care spunea, dar mă rog, asta e valabilă pentru bărbați. Am văzut-o pe Instagram. Nu mă luați ca atare, că n-am zis-o eu, au zis-o alții. Mi s-a părut că se potrivește în discuția asta, dar și pentru femei, dar și pentru bărbați. Dacă un bărbat, nu, un bărbat se schimbă, se transformă, se ce vrei tu, o singură dată în viață pentru o singură femeie. Dacă n-a făcut-o cu tine, înseamnă că nu ești tu acea femeie. Da. Așa și la femei, știi? Da, da, da. O femeie se, nu știu, se lasă, se împlinește, se schimbă, da. Exact, o singură dată în viață. Dacă n-a făcut-o cu tine, înseamnă că nu ești tu acel bărbat. Da. Păi știi cum e? Important nu este primul, al doilea, ultimul. Ultimul, da, da, da. Și dacă ultimul se întâmplă să fie și varianta fericită, asta este. Doamne ajută. Doamne ajută. Eu doresc tuturor să fie fericiți, pentru că mi se pare că cu cât suntem mai mulți oameni fericiți, cu atât
nu mai există încrâncenarea aia și răutatea și hate-ul, că dacă vorbim despre hate. Și atunci eu doresc tuturor să fie fericiți. Îmi doresc fericire lângă mine. Să-i văd pe oameni că se iubesc cu fericire. Mm-hmm. Dar uite, apropo de ce mi-ai zis, Gabi, care crezi că e cea mai mare umilință pe care poate să o trăiască o femeie? Eu cred că, te referi la relația de cuplu, mm-hmm. Eu cred că nu există într-o relație, singura umilință pe care poate să o trăiască o femeie este să se lase jucată în picioare sau cum vrei tu. Nu la propriu. La propriu deja nici nu mai discutăm, adică okay. E... niciodată să nu... îl lași pe partenerul tău, de fapt nu-ți mai e partener din momentul în care începe să te manipuleze, să-ți vorbească urât, să facă lucruri care să nu mai fie benefice pentru relația voastră. Aia cred că este singura umilință. În rest, eu cred că limitele și le impun doar partenerii. Nu există rețetă. În relația mea eu am anumite limite, în relația lui X cu Y au, mă rog, știi? Fiecare cu limita personală. Dar în rest asta cred, asta cu... ce-i aia? Te iubești cu femeia aia, ai intimitate cu ea și după aia tu te apuci să o faci albie de porci? Păi iartă-mă că spun, dar te faci albie de porci pe tine. Știi? Eu am trăit chestia asta. Am trăit și eu am trăit în perioada în care paparații erau extrem de agresivi și am trecut printr-un divorț, nu mai aveam, să mă ferească Dumnezeu, nu i-a acuz pe paparații de divorțul meu sau de faptul că m-am despărțit de primul meu soț, departe de mine gândul ăsta, dar a fost foarte greu, a fost foarte greu atunci pentru mine. Eu am trăit, uite, tu ai trecut de curând printr-un divorț, pentru că au apărut rețelele sociale, lucrurile sunt mai ușor de gestionat, pentru că fiecare persoană publică iese, dă declarația, știi cum e, dai și fugi și te ascunzi la tine acolo și la vremea la care eu am divorțat, paparații erau extrem de agresivi. Eu am trăit un episod, de exemplu. Mergeam pe Chiselef, ieșisem cu prietena mea care mă aștepta la mașină. Era o întreagă tevatură să mă urc în mașină ca să nu stau la stop, să nu sară toți pe mine și să nu mai putem pleca. Adică, dar ăla a fost un moment marcant când eram pe Chiselef, nu pe Chiselef, bulevardul ăla mare cu mai multe benzi. Cu mai multe benzi, mă duceam spre Casa Scânteii, Casa Presei. Mă rog. Așa, vezi, dacă suntem bătrâne și... tinere și frumoase. Tinere și frumoase, așa. Și intrasem pe banda aia din mijloc, care, știi, pe da, unde zona sunt din mijloc, da. Așa, și o mașină de paparații, eram cu cârd de paparații după mine, multe mașini de paparații, unele pe partea cealaltă, fiecare să poată să-și facă poze. Iar unul dintre paparații ieșise pe geam, efectiv, și stătea cu o cameră, băi, nu cred că realizez imaginea, și alergam cu, nu știu, 60-70 la oră pe bulevard pe acolo. Moment în care eu i-am zis prietenei mele, oprește, te rog frumos, mașina, pentru că eu nu vreau să fiu responsabilă pentru viața acestui om. Și am oprit mașina și am venit cu cârd de paparații după mine, cu 30 la oră, i-am făcut semn, bagă-te în mașină, că nu e ok, nu vreau să am pe nimeni pe conștiință pentru chestia asta și nu înțelegeam că mai mult decât o poză în care aș fi putut să plâng cel mult, dar în condițiile date nu știi cum să scap de ei, nu te mai ai și uiți de tine, da. Știi? Și am trecut prin etape din alea în care plecam, de exemplu, de la televiziune și mă scoteau prin studioul de la Bravo I Steel, prin spate, cu mașină cu geamuri fumurii și eu stăteam pe burtă ca să pot să ajung acasă, să intru și eu în stare normală la mine acasă, știi? Să nu năpădească blițurile și de-aia îți spun, la tine a fost simplu. Liniște și pace. Da.
Dar agresivitatea asta o regăsește acum, apropo de hate, în mediul online din partea oamenilor? Să știi că pe rețelele sociale și eu, ca și orice persoană publică, am parte de toate tipurile de urmăritori. Există și hateri, nu atât de mulți cum poate au alții. Poate și pentru că nu știu dacă n-am îndrăznit, că eu de îndrăzneață sunt îndrăzneață, dar nu mi-am dorit să vorbesc despre subiecte din astea controversate doar de dragul ratingului, știi? Mm-hmm. Și atunci am dat-o mai pe soft, mai pe familie, mai pe happiness. Mm-hmm. Uneori chiar e prea multă dulcegărie, știi? Dar sunt momente, nu accept lucrurile legate de copii. Adică dacă cineva îmi jignește copilul sau îmi spune ceva despre copil care nu e, sau cum am avut-o, nu-mi plac imperativele, știi? Oprește-te, stai, tundele, fă-le, știi, genul ăsta de așa, nu. Nu. Să ne oprim, zic. Nu cred că e nimeni capabil să-mi spună mie sau să ne spună nouă cum să ne creștem copiii sau ce. Știi, nimeni nu a fost vreodată în papucii noștri ca să vadă ce și cum. Și în ceea ce mă privește pe mine, sunt tăbăcită. Și dar atunci când vine vorba de copii, da, mă aprind. Mm-hmm. Vorba lui Pepe. Da, ce-a fost cel mai dureros din ce a zis lumea despre tine? Ori că au scris la ziar, ori pe rețelele de socializare? Că ai zis mai devreme, de exemplu, că atunci când făceai în seminări, evident că ai luat câteva kilograme, că era normal, asta se întâmplă. Da. Și că te-a durut. Da, pentru că oamenii au tendința să judece fără să gândească, știi? Între timp însă mi-a trecut, după cum vezi. Nu că n-aș fi, bă, nu am timp. Dar asta te-a durut cel mai tare? Faptul că se luau de numărul de kilograme în plus? Da, mi se părea o chestie atât de superficială. Mm-hmm. Adică nu te duci în profunzimea lucrurilor, știi? Află... E ca aia, știi, când o femeie, și uite, a fost cazul tău, nu poate să facă copii și în toate interviurile toată lumea o întreabă, dar de ce nu faceți copii? Dacă îmi faceți copii, da. Știi? Sunt niște lucruri atât de intime, atât de fine, încât nu poți să pui așa niște întrebări sau să te bași cu bocancii. Da. Acum zici că nu mai ai, te-ai cizelat, m-am tăbăcit. Asta, da. M-am tăbăcit, nu mă mai afectează. Nimic? Nu. Din ce zice? Doar, nimic, mă rog, în afară de copii. Afară de zona de copii. Mm-hmm. Nu, au scris, scriu și mă amuz așa, știi? Scriu despre mine că sunt bătrână și mi-am tras un tinerel. Dar mă distrez copios, știi, pe chestia asta. Și câteodată mai facem și mișto în casă, eu cu Tami, știi? Zic, băi, tinerelule, știi? Ce, Doamne iartă-mă, mai scriu? Nu știu, dar scriu tot felul de inepții. De nebunii, dar nu le mai pui la suflet. Nu, asta nu le mai pun la suflet. Din păcate, însă, vezi tu, uite... Presa s-a demonetizat destul de mult, cum era pe vremea noastră când am început noi să facem televiziune. Lucrurile erau foarte așezate și corecte. Mm-hmm. Acum am constatat că inclusiv, de exemplu, reviste care la un moment dat au fost considerate extrem de serioase și foarte așezate și așa, s-au transformat în niște fițuici ieftine și oamenii ăia nici măcar nu mai au bunul simț să-ți dea un telefon să te întrebe ceva. Scriu ei așa din ce a zis cu tare, ce a făcut tare, se mai uită la o poză pe Instagram de la tine. Constat așa o superficialitate și o ieftineală. Ieftineală, asta este. Măi, nici măcar revistele glossy
nu mai fac ședințe foto. Tu îți dai seama? Te întreabă pe tine, n-ai și tu o poză, nu-ți faci tu... Știi? Mi se pare... Trist. Tu știi că eu în ultima vreme... N-am fost niciodată o fană să ies la evenimente, dar în ultima vreme n-am mai ieșit deloc și am constatat că foarte multă lume face așa. Nu se mai iese la evenimente sau foarte puțină lume mai iese la evenimente, lume de calitate, că așa să umpli o sală e ușor. Și în ultima vreme eu am refuzat să mai vorbesc cu oricine m-a sunat. Și am zis, mai bine îmi pun pe Facebook, pe Instagram... Tot ce simt eu nevoia. Tot ce simt eu nevoia și cam atât. Care e rostul? Da. Uite, apropo de, mă rog, cum s-au schimbat lucrurile de-a lungul vremii, vreau să te întreb care e cea mai mare panică, dacă ai o panică legată de adolescența fetelor, tinerețea lor, societatea în care trăiesc. Nu, te duci prea departe. Nu te gândești la asta? Nu mă gândesc. Nu. Ia-mă încet. Nu vrei să te gândești. Ia-mă încet, ușor cu pianul pe scări, că se varsă clapele. Se varsă clapele, da. Nu, e prea departe. Prea departe. Da, prea departe. Și oricum noi avem un nepot care are 14 ani și cumva ne pregătește el, știi? Și nu, chiar și acolo e prea departe, știi? Vorba lui Bilman, cât de departe, oricât de departe, tot acolo ajungem, știi? Nu, având în vedere societatea, mă gândeam, știi? Fiind mamă de fete, sau poate tavi, că e tătic de fete. Măi, eu o să am grijă să le învăț tot ce ar trebui să știe despre societate. Deja am început să le învăț că, din păcate, nu toți oamenii sunt buni și nu toți oamenii îți vor binele. Pentru că aveau la un moment dat conceptul că hoții, de exemplu, hoții sunt doar în desene animate. Și polițiștii la fel. Și le-am zis, uite, vezi, polițistul ăla e pe stradă, e adevărat. Nu-s doar în desene animate. Și mai sunt și oameni așa cum pot înțelege ele. Știi? Sigur. Pentru că, da, trebuie să învețe că nu tot ce zboară se mănâncă. Și o să am grijă să știe din de toate. O să le cumpărăm toate gadgeturile ca să fie păzite, înțelegi? O să le dăm în urmărire generală și am mai făcut o chestie noi, sperăm noi să fie o chestie inteligentă. Deja există niște situații în sensul acesta. Noi când am botezat fetele, afară de nașii pe care îi avem și mai este și sora lui Tavi, nașa fetelor, și am mai pus un naș, băiatul unor prieteni foarte buni. Băiatul lui Cosmin Marian, ca să... Ah. Da, Tudor. Așa. Tudor pe care toată lumea îl știe de când... Mic. Da, mic. Tudor a crescut. Nu pot să spun că suntem în podcast, dar ți-aș fi spus eu... Ah, okay. Ceva despre Tudor. Așa. Tudor avea, nu știu, 15 ani, ceva pe acolo, când a botezat-o pe Victoria. Și după aia a botezat-o și pe Iris. Și a fost cumva o dorință comună, știi? Și ei și-au dorit și noi ne-am dorit și am zis, bă, noi nu vă vrem pe voi de naș, dar îl vrem pe Tudor. Ok. De ce? Pentru că ne-am gândit că atunci când Tudor o să fie suficient de matur, fetele noastre o să ajungă la adolescență, dar el să fie și suficient de mic ca să poată să iasă cu ele în club. Și cumva să poată să vorbească cu Tudor despre toate drăciile, înțelegi? Pe care nu le pot vorbi, pe care cu, nu le pot vorbi cu noi. Și tare. Să știi că rezultatele se văd. De ce? Pentru că Tudor acum, fiind la... prima tinerețe, ca da. Să zic așa, vorbește foarte mult cu Tavi. Ok. Înțelegi? Și cumva pattern-ul o să se da, exact, cu fetele. Da, exact. Și mi se pare că am făcut o alegere foarte bună. Ce tare! Vă felicit oricum și vă felicit pentru tot ce faceți pentru fete, pentru tot ce faceți pentru voi, pentru că o iubire nu ne este dată pur și simplu și atât. Da. Se cuvine. Și e o chestie la care muncim, iar voi munciți la asta și se vede, pentru că transmiteți și se simte. Doamne ajută! Mulțumesc mult că ai venit, Gabi, ești minunată, superbă! Trebuie să fug repede să iau fetele! Știu!
Tocmai de-aia că aș mai fi stat cu tine la povești. Doamne ajută! Să ne revedem cu bine și vreau să știi că rămân acolo la tine și tu rămâi aici la mine. Doamne ajută! Pentru totdeauna, pentru că da, e o chestie specială care ne unește și mă bucur că ești. Doamne ajută! Mai avem de povestit, să știi, dacă știu. Mai vrem, mai facem vreo două, trei... Asta, episoade. Episoade, că... serial, zic. Da, da. Da, odată să povestim despre noi și despre toate drăciile pe care le făceam noi când nu eram mame. Vai, acum zici? Da, data viitoare. Bine, data viitoare. Asta cred că o să fie foarte interesant de urmărit. Da. Vă pupăm, dragilor, și vă mulțumim. Să aveți o seară minunată.